Bun găsit, stimați telespectatori! Tema pe care o vom aborda în episodul de față este una temerară, bătălia pentru Europa, libertate prin creștinism ori sclavie prin neomarxism. Am fi putut să spunem prin ateism, din care îi toate celelalte isme nefaste, dar am ales neomarxism neo pentru că e oarecum la modă. Am bucuria să abordez această temă cu un reputat om din om public din România, care aproape că nu mai trebuie prezentat. De aceea înainte de a-l prezenta efectiv, uh, voi da un citat din propostarea uh, a Dumnealui de pe Facebook, 29 februarie, în care spunea, credința omului a înălțat gândul omului spre cer. Ateismul i-a coborât cugetul înspre pofte, viscere și țărână. Creștinismul a unificat națiuni și popoare, globalismul le dezbină prin ideologiile urii de gen, rasă or clasă. Stăpâni, sclavi și cetățeni liberi ai Mediteranei și-au luminat mintea și-au încălzit inima și s-au lăsat șlefuiți după întâlnirea cu faimosul Logos, întrupat în persoana lui Iisus Hristos din Nazaret. Și s-ar putea Continua citatul, dar ne oprim aici, pentru că invitatul nostru este domnul doctor Mihail Neamțu, de a cărui prezență mă bucur deosebit de mult. Mă bucur foarte mult să fiu din nou în studioul Credo TV și o bucurie să ne regăsim după mulți ani, aproape șapte ani, dacă nu greșesc, în da, 2017. Aveți eram, o memorie foarte bună. Eu uitați, Eram 2017. în America și am avut o discuție frumoasă atunci la Așa. o convenție. Așa este, e de datoria mea să prezint pentru cei care deși persoană publică, după cum spuneam, nu știu prea multe. Uh, invitatul nostru a scris cam 10 cărți, dacă... pe acolo. Poate mai multe, dar nu trebuie să ne lăudăm <laughs> acum. Uh, o carte mică ca dimensiuni, dar foarte frumoasă ca și conținut, ca și tematică, Visul României Mari, pe, uh, mă rog, coperta acestei cărți scrie Mihai Neamțu, născut în 1978, este o figură cunoscută a vieții publice din România, a scris o teză doctorală pentru britanici, King's College, Londra și numeroase cărți pentru compatrioți. Olimpic Național la Filozofie, dublu licențiat al Universității babes e deja aici în Cluj de două licențe, este vorba, student Erasmus la München, master în patristică, Durham University și cercetător postdoctoral la Uh, Woodrow Wilson Center, Washington, D.C. Avocat, asta este extraordinar de important, avocat al demnității persoanei împotriva ideologiilor colectiviste, Mihai Neamțu a sprijinit mai multe proiecte academice, civice sau culturale din România, sunt enumerate aici care sunt, a scris 10 cărți în apărarea civilizației occidentale, în străinătate a publicat articole sub egida unor editori importante precum Oxford University Press, Bripols, Liberty Found and Action Institute. Pasionat comuni comunicator prin rețelele de social media, Mihai Neamț oferă în mediul de afaceri cursuri despre arta povestirii și retorică, public speaking, Ultima apariție, fenomenul Trump, cum a înfrânt un businessman sistemul politic Open Education 2017. Și ce e foarte folositor pentru tema noastră, iubește mai presus de toate libertatea. Cum se face că iubiți așa de mult libertatea, domnule? Am călărit la 10 ani mulți cai, și cai fără căpăstru pe care i-am călărit la poalele munților Zărandului sau munților Apuseni mi-au dat acest gust al libertății. Vă spun sincer, n-am fost niciodată mai fericit decât atunci când bunica mă trimitea după cai, ei trebuiau duși de pe imaj, duși acasă și împreună cu fratele meu făceam această expediție zilnică în lunile de vară ale anilor 1980. Am copilărit la, la Târnova, în județul Arad, nu departe de șiria lui Anslavici, și nu departe de locuri unde a existat o deșteptare spirituală prin oastea Domnului și prin alte mișcări. În anii 1930 deja pot să spun că erau primele mărturii de convertiri și nașteri din nou, iar bunica mea care era baptistă era bună prietenă cu mătușa, cu sora bunicului care era penticostală, bunicul fiind un cantor în biserica ortodoxă cu un cor de 100 de bărbați care știa să cânte cele mai frumoase colinde deci am trăit în această atmosferă creștină și libertatea la mine întotdeauna a fost cuplată de responsabilitate să nu cre să nu creadă cineva că îmi făceam de cap doar că fără experiența aceasta întâlnirii cu natura poate că nu mi-aș fi dat seama că Dumnezeu ne cheamă la libertatea față de păcat și libertatea pentru a iubi deja ați început să definiți libertatea de la care trebuie să pornim pentru a discuta despre libertate. Nu este libertate, din punctul meu de vedere, acolo unde îți este limitată opțiunea. Și gândiți-vă acum, ca să introducem tema aceasta, pe care foarte frumos ați descris-o, neomarxismul, în actualitate. Gândiți-vă la ce se întâmplă astăzi în spitalele din Franța. Tocmai s-a dat o lege prin care avortul, și suntem în luna martie, deci o lună provita, e important să subliniem cât de cât de spectaculoase sunt în ultimii ani eforturile doctorului David Ile și ale altor asemenea activiști pro vita în Cluj și dincolo de Cluj în toată țara pentru că ei luptă împotriva acestei culturi a morții pe care spuneam Emmanuel Macron tocmai a consacrat-o, această cultură a morții prin recunoașterea așa zisului drept constituțional, care mie nu mi se pare a fi un drept, dreptul la avort. Dreptul la avort astăzi în Franța interzice libera exprimare a creștinului în spitale care, medic fiind, dar poate și asistentă sau asistent, refuză să motiv fie parte da. la acest până la urmă gest atroce de eliminare a unei vieți a unui făt din pântecele mamei. Când tu astăzi ai o Europa care îți impune cu forța practici medicale suspecte, dubioase, controversate, dacă nu cum ar fi avortul sau eutanasia întrebarea este câtă libertate ți-a mai rămas și vreau Or, să vă dau o imagine șocantă, dreptul vieții e prioritar față de uh, alte drepturi, dreptul la viață da, dreptul la viață ar fi din punctul meu de vedere esențial să fie păstrat și pentru copilul nenăscut dreptul la liberă exprimare trebuie să fie iarăși Protejat pentru medicul care nu dorește să fie parte a acestui proces. Dar doream să vă mai dau încă un exemplu tulburător, fiindcă toate aceste exemple vin din uh, Occidentul secularizat. Lumea mă -ma mai întreabă, nu critici prea mult Occidentul? Nu. Eu, eu sunt Occidental și doresc revenirea Occidentului la rădăcinile sale. Eu critic uscăturile, dar nu critic rădăcinile. Eu critic ramurile acestea care au fost, din păcate, intoxicate, dar nici de cum nu-mi nu doresc să mut. Solul acesta al Europei, Cristiana, dintr-un spațiu al binecuvântărilor, într-un spațiu al totalitarismului, se spunem, oriental. Și de aceea insist că trebuie să facem acest contrast pe care deja l-ați sugerat între o lume creștină și o lume păgână sau chiar a te, întrucât, în Canada, la ora la care noi vorbim, și chiar asta mi s-a întâmplat, să discut cu un om care a trecut prin asta, români de ai noștri, creștini, care merg la biserică, sunt chemați să fie parte a procesului de omorâre. Ăsta este cuvântul. De omorârea unui pacient de 35, de 40, nu doar de 80 de ani, prin faimoasa eutanasie. Cineva mi-a spus așa, domnule Neam, ce să face în locul meu? Era cu tremurat omul ăsta, vă spun sincer și vreau să dau această imagine grafică. Zice, eu sunt asistent medical într-un spital public din Canada, în zona Vancouver. Zice, eu trebuie să duc pe o tăviță, Seringa cu care medicul Care nu este creștin Hotărăște să curme Viața pacientului Cu acordul pacientului Dar nu e mai puțin o crimă Și el este obligat Prin proceduri, prin protocolul Sanitar, creștinul nostru Român, în Canada Să ducă pe tăviță O travă. el nu atinge -zis, O travă, dar m-a întrebat domnule, neamțu, mă sunt, simt, sunt complice? Mă nu? simt complice <laughs> Dar zice pe de altă parte, dacă plec din spital, eu nu mai pot să-mi hrănesc copii. Sau asta este cel puțin frica lui. Eu nu cred că e chiar așa. Și m-a întrebat ce să fac. Și am spus vorbiți cu un avocat care să invoce libertățile fundamentale și în primul rând libertatea de conștiință. Vedeți, asta este lumea în care trăim. O lume în care libertatea este asuprită. În, aș vrea să trecem după ce mai facem o mică știu eu, prezentare a tematicii libertății, a noțiunii de libertate, să mergem și la întâlnirea de la Washington, la care ați participat și apoi cele două manifestații din România, de la Alba Iulia și Cluj. Mi-a plăcut, aici la Cluj am fost și eu acum o săptămână la manifestația pe care ați organizat-o și domnul Oreste Teodorescu, a afirmat despre dumneavoastră, îl admir pe Mihail Neamțu pentru modul în care și-a asumat mersul împotriva curentului. Unii vă acuză că nu vorbiți despre Rusia și China și că prea mergeți în față cu creștinismul. Cum. Cum spun, am, am, vorbit, am vorbit despre Rusia lui Vladimir Putin de mai bine de 25 de ani, am scris texte despre aceste incredibile încălcări ale drepturilor omului care se petrec în Federația Rusă. Am vorbit ore în șir despre abuzurile la adresa creștinilor din China lui Xi Jinping. Am și eu o viață și doar 24 de ore nu pot să vorbesc doar despre lucrurile care îi frământă pe unii, trebuie să vorbesc și despre lucrurile care îi frământă pe alții și atunci în contextul în care trăim în Europa, nu în China și nu în Rusia, discut și eu despre chestiuni care pot fi schimbate. Eu nu pot să schimb soarta lumii și mai ales nu pot schimba, iertați-mă, politica de la Kremlin, cu atât mai puțin cea de la Beijing. Pot să sper, dar nu foarte optimist, că am avea șansa anul acesta, în 2024, cu un plus de implicare civică, noi creștinii, să schimbăm datele problemei la Bruxelles. Am o vagă speranță că unii dintre creștinii care trăiesc în Statele Unite și vă felicit pentru că sunteți un post de televiziune care transmite în online către toate aceste comunități de români din diaspora, am putea spera, nu-i așa, încă o dată că Donald Trump va reveni la Casa Albă și, în felul acesta, alți judecători pro-vita, pro-life, pro-viață, vor fi puși de către Donald Trump, de către președintele american, în Curtea Supremă care decide lucruri importante pentru comunitățile de români. Sunteți și teolog. Și american, bineînțeles. Vă rog. Da. Sunteți și teolog. Are legătură, se circumscrie o astfel de abordare a problematicii libertății genericului emisiunii noastre să-l cunosc pe el. Deci, mai larg vorbind, este libertatea precizată și prezentată în Sfintele Scripturi. E o întrebare retorică, evident. Da, bineînțeles că toată Biblia e despre libertate. Și, în primul rând, povestea poporului evreu este o poveste care pornește de la experiența sclaviei. Sclavia l-a revoltat pe Moise, știm foarte bine că a avut o reacție, am putea spune, brutală față de această persecutare a poporului ales de către faraon. Toată promisiunea scripturistică în privința poporului ales este una legată de experiența libertății într-un pământ al făgăduinței, care înseamnă un prim exercițiu de autoguvernare. O eliberare față de Imperiu. Imperiul egiptean era și idolatru, avea și practici păgâne care erau incompatibile cu monoteismul uh, radical, chiar al uh, evreilor, și apoi, prin venirea Mântuitorului, mi se spune că, în plan spiritual, suntem eliberați de păcat. Iar, mai mult decât atât, eliberarea de plină în raport cu moartea, care este pedepsa sau plata păcatului, această eliberare devine palpabilă prin promisiunea învierii din morți. Văzând și acest generic frumos legat de învierea Domnului, mă gândesc că ultima formă sau forma supremă de libertate în raport cu moartea este promisiunea învierii. Deci, creștinismul este despre libertate. Să fii eliberat de adicții, să fii eliberat de dependențele acestea păcătoase, să cunoști o transformare profundă, să fi fost, iertați, mă spun direct, un bețiv care apoi e capabil de abstinență în raport cu alcoolul 20-30 de ani. Să fi fost un desfrânat și apoi să fi bărbat al unei singure femei. Este un lucru incredibil. Deci credeți în nașterea din nou, fenomenul nașterii din nou. Bineînțeles că mi se pare obligatoriu să trăiești întâlnirea personală cu Dumnezeu și, bineînțeles, prin cercetarea Duhului Sfânt să fii practic renăscut. Dar, probabil că aici intrăm într-o teologie complicată. Mi se pare că această naștere din nou nu te scutește de lupta cu păcatul în continuare, pentru că omul cade, chiar dacă el l-a cunoscut pe Dumnezeu, uneori, și s-a întâmplat chiar cu Petru, să recunoaștem asta, ei l-au văzut pe Mântuitorul făcând minuni, ei l-au văzut mergând pe apă și cu toate astea, Petru, cel puțin, în relatările evanghelice, s-a îndoit. Avem și noi ființe făcute din lut, Momente de încercare, momente de cădere, dar vestea bună este că știi la ce să te întorci și la cine să te întorci, chiar dacă ai căzut după această naștere din nou. Dar trebuie să le spunem astăzi tinerilor, mai mult ca oricând, că în experiența creștină a adevărului, noi dobândim un plus de cunoaștere de sine și un plus de cunoaștere a lui Dumnezeu. Unii vor să-L cunoască pe Dumnezeu doar științific, doar prin legitățile cosmosului, doar prin uh, contemplarea, să spunem, uh, unor regularități în această splendidă creație divină, dar noi credem că, dincolo de această abordare, să spunem, intelectualistă, există o întâlnire intimă cu Domnul Slavei, cu Domnul Gloriei și această întâlnire este premisa unei libertăți personale. Și am văzut oameni liberi, mai ales culmea, în perioada persecuției, inclusiv a persecuției comuniste, când de la Wurmbrand, permiteți-mi să spun că până la Nicolae Steinhardt, acești bărbați al lui Dumnezeu, împreună cu femeile din închisorile sau din gulagul comunist, au știut să stea drepți, toți acești oameni, în fața persecutorilor. Și această libertate mi se pare cel mai mare dar. La întâlnirea din 17 martie a fost citat Vulcănescu, care a spus că creștinismul este libertatea lăuntrică. Și dumneavoastră înși vă ați spus, așa, lupta noastră nu este doar materială, ideologică, social-politică, ci este, în primul rând, una spirituală. Iată o abordare a libertății holistică. Dar libertatea care nu renunță la responsabilitate. De aceea noi. Spunem că în creștinism libertatea nu e doar față de ceva, să zicem: Sunt liber față de faraon, sunt liber față de un tiran, sunt liber față de un Ceaușescu sau sunt liber în raport cu poruncile lui Xi Jinping sau cu alte porunci ale unor alți tirani. Nu. Suntem și liberi pentru a construi, pentru a relaționa, pentru a iubi, pentru a făuri. Această libertate, părerea mea, nu există în lumea nihilistă, consumeristă de astăzi, fiindcă ori de câte ori ne uităm la alternativa pe care o propun ide ideologiile seculare, seculare la creștinism, descoperim ce? Descoperim până la urmă mrejele păcatului, mlaștinile... Și egoismul. Exact. Egocentrismul. Exact. De când în creștinism... Există generozitate, da. există relaționare pe un alt plan superior al spiritualității și, într-adevăr, asta este, de fapt, miza. Să arătăm în secolul 21 cât de mult pierde Europa renunțând la creștinism. L-am văzut la această întâlnire pe Cornel Petrișor, un foarte, foarte puternic om de afaceri din America, care a vorbit și despre prețul libertății care trebuie plătit. Domnia sa este un om din comunitatea evanghelică care s-a implicat bu o bună bucată de vreme în viața, să spunem, socială, pe de-o parte, în viața. Bisericii creștine, pe de altă parte, dar acum cred că vrea să se implice și în viața civică. De ce? E foarte important ca și politicieni creștini să spună că această libertate este sub asalt. De asemenea, am văzut-o la această întâlnire din 17 martie la Cluj pe doamna Rodica Baciu și domnia sa a vorbit despre importanța libertății care trebuie să fie cultivată chiar și în planul educației financiare. Foarte mulți oameni trăiesc într-o ignoranță când vine vorba de aceste operațiuni economice și nu-și dau seama, de pildă, cu un anumit regim fiscal, unul oprimant, oprimant și pur și simplu un, un regim sufocant de taxe și impozite care te lasă fără un ban în buzunar, sfârșesc aceste regimuri prin a te sărăci, adică prin a-ți lua din libertăți, din capacitatea de decizie. Și nu în ultimul rând am văzut-o pe doamna Camelia Căpușan, care, doctor Fin, a vorbit despre ispitele pe care tânăra generație, copiii, le resimt astăzi, în condițiile în care uh, telefoanele mobile sunt principalul lor partener de conversație Devenind cu lume din jur. Da. Nu mai vorbesc atât de mult copiii cu părinții, nu mai vorbesc nici măcar cu profesorii, cât ei vorbesc cu o lume virtuală. Și această adicție, această dependență față de ecran și ea este o amenințare la adresa libertății. Libertatea trebuie salvată cu orice preț oriunde, în orice context, nu doar în plan politic, ci și în plan spiritual. Înainte de a relua, pornind din de la Washington DC, uh, sunt citate biblice, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber, dacă fiul vă face liber, veți fi cu adevărat liberi. Iar limitele libertății Trăiți ca oameni liberi, dar nu ca și cum ați avea libertatea drept justificare, drept, drept acoperământ al răutății. Traducerea Apostolul răutății. Pavel. Da, da. Și apoi către Galateni ați fost chemați la libertate. E chiar un mesaj explicit da, da, tradus, da. cred că, de uh, Dumitru Cornilescu. Fără a cunoaște adevărul, ca învățătură și ca persoană, uh, uh, poți să ai libertate pe toate planurile. Nu, și adevărul este uneori și, iertați-mă, cel empiric, cel biologic, care astăzi este contestat. E un adevăr faptul că există o diferență cromozomială între bărbat și femeie. Acest adevăr științific, care ține de legitățile firii, este contestat astăzi de ideologi. Ei merg atât de departe în minciună, fiindcă tatăl lor este, iertați-mă, diavolul, ăsta este purul adevăr. Ei merg atât de, de departe în înșelarea de sine încât neagă un adevăr științific, pe care Dumnezeu îl revelează în cartea genezei când spune că a făcut omul parte femească și parte bărbătească. Această bipolaritate ontologică, fiziologică, psihologică între Științific bărbați și femeie, nu poate fi contestat. Nu poate fi contestat. Dacă îmi permiteți în Psalmul 2 se arată forma cea mai înaltă de de sfidare a divinității. Scrie acolo că David privea prin tunelul timpului și se întreba de ce se frământă liderii națiunilor, parafrazez spunând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor legăturile divinității a tatălui și a fiului deci e una să te împotrivești celor 10 porunci e tot grav să te împotrivești principiilor creștine dar cum se împotrivez oamenii legităților creației despre care tocmai ați vorbit cum ați spus, Dumnezeu a spus parte bărbătească, parte femeiască părinții sunt autoritate peste copii și acum și astea sunt date la o parte cred că sfidare mai mare nu știu dacă se poate da și trăim într-un turn babel într-o cacofonie a ideologiilor care se lovesc una pe cealaltă și vreau să fiu foarte explicit când spun asta. Avem pe de-o parte în Occident o foarte puternică voce de tip neomarxist care reclamă emanciparea față de, față de religie. Pe de altă parte trebuie să recunoaștem că avem o deschidere incredibilă a acestei societăți occidentale față de islam. Adică acolo unde creștinii sunt totuși marginalizați, islamul ajunge să fie celebrat. Recent am văzut o imagine cu Sadiq Khan, care este primarul Londrei, inaugurând momentul numit Ramadan, pentru ei o perioadă specială, și, atenție, transformând străzile din Londra într-un spațiu aproape, aș spune eu, anexat ideologic, confesional și religios, în favoarea semilunei, nici de cum în favoarea creștinismului, și m-am întrebat cum este cu putință că aceste două realități, repet, neomarxismul și islamismul, să stea împreună, probabil pentru că au același inamic, anume creștinismul. Și, pentru mine, este tulburător că lideri care au venit chiar recent la București, mă refer la lideri europeni, nu doresc să revină la această rădăcină creștină a Europei care a adus atâtea binecuvântări lumii și, când spun asta, mă refer la, de pildă, inclusiv chestiuni practice, medicina. Medicina s-a dezvoltat în Universitățile Europei Creștine. Apoi, inovațiile științifice, inclusiv dacă îmi permite să spun becul acesta care ne luminează, da? becul electric, Edison. a fost inventat de Edison într-o America creată pe bazele creștinismului. Etica protestantă a lui. Etica protestantă a lui Max Weber ne spune că acumularea de capital s-a făcut în țările de jos printr-un soi de, aș spune, cumpătare și ascetism intraurban, au mai spus alții, pe care doar creștinismul a stimulat-o Firește, creștinismul îți spune să fii tot timpul atent Să nu faci exces de zel Deci nu e vorba de altceva decât de o învățătură biblică Acolo unde vorbim despre echilibru și cumpătare Această învățătură a dispărut Ne uităm în jurul nostru și ce vedem O să fiu Pentru foarte că... sincer Exces da. de, de, da, de obezitate da. Vedem tineri care ajung să se sinucidă Vedem dezechilibre structurale și întrebarea este cum au ajuns oamenii. Pentru că le-au fost hrănite tocmai aceste porniri nenaturale. Ați vorbit de Revoluția sau, mă rog, Campania Bunului Simț. Deci sunt niște lucruri. Cruciada, am spus. Cruciada, eu, da. Cruciada Bunului Simț la care trebuie să revenim tocmai pentru a arăta lumii că noi nu vrem creștinismul să devină un soi de dictatură a majorității față de minorități, ci vrem să fie creștinismul pentru cei mai mulți sau pentru toți cei care nu au astăzi repere să fie calea și aici aș folosi majuscul, calea regală către fericire pentru că mai există o promisiune pe lângă libertate, există promisiunea fericirii. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu și viața noastră se schimbă în bine. Sunt bucurii pe care ți le oferă experiența întâlnirii cu Dumnezeu. Dar nimeni, asta, asta este durerea mea cea mai mare, gândiți-vă, Emmanuel Macron, președintele Franței, nu vorbește despre asta. A cerut acum, pe lângă avort, să fie și eutanasia un drept constituțional. Este incredibil. Și nu-l vezi niciodată într-o catedrală, măcar catolică, duminica la slujbă, vorbind despre bunătatea lui Dumnezeu. Nu. Niciodată nu vei vedea așa ceva. Tu, apoi te duci, te duci în Marea Britanie. Nu vreau să par, cum să spun eu, discriminatoriu, dar acolo primul ministru e din altă sferă decât cea religioasă creștină. Și știți ce, ce, se întâmplă? Merg oamenii spre islam, pentru că este o vorbă că dacă n-ai pentru ce muri, nu ai nici pentru ce trăi. Ori creștinismul începe să dea înapoi, să aibă conotații de lașitate, în timp ce în islam, chiar cu ideologie așa cum o știm, oamenii sunt gata să moară. Deci... Da, e un paradox, da. da. În acest vid de sens pe care îl creează cultura postmodernă, unii aleg Islamul pentru că are un soi de mesaj foarte simplu, foarte limpede, trebuie să te supui legii din Coran și cu această supunere că islam asta înseamnă, submission în limba engleză, ai rezolvat toate problemele. Mai faci câteva ritualuri, este și o reducere a misterului divin la câteva ritualuri pe care trebuie să le faci pe parcursul unui an sau pe parcursul unei vieți, te-ai dus și la Meca și să rezolvat problema. plata martirajului este iarăși un imbold. Un imbold trupesc, 72 de fecioare te așteaptă și atunci unii chiar merg să își pună niște bombe nu? într-o centură cu care apoi se autodetonează. Dar dincolo de această simplificare, că probabil că și eu am făcut acum uh, o caricatură din islam, pentru că probabil că sunt mai multe școli teologice și în islam, haideți să recunoaștem un lucru și lucrul acesta m apasă și aș vrea să pun degetul pe rană. Nici un lider important al Americii de astăzi, nici un lider important al Europei de astăzi, nu își asumă, vorbesc despre cei care sunt la putere, nu cei care sunt în opoziție, cu excepția Poloniei, cu excepția Italiei, unde o avem pe Georgia Meloni, nu avem, practic, lideri astăzi în Occident care să-și asume valorile creștine. Gândiți-vă. Parțial și Orban. Bun, al, și, al bineînțeles, Ungariei, da. și, bineînțeles, cu excepția maghiarilor care îl votează de 20 de ani pe Victor Orban. Dar gândiți-vă în rest ce se întâmplă. Hai să, dacă vreți, să stăm puțin. Deci pe... Deci, nu învață din istorie. Dumneavoastră ați accentuat în, în mesajul de la Cluj faptul că oamenii ăștia nu învață nimic din istorie. Da, aș vrea dacă îmi permiteți mă rog, să, să, să ne uităm un pic sociologic, dacă vreți, la, la această hartă a Europei și aș vrea să ne uităm să vedem ce, ce apare sub ochii noștri chiar acum în anul acesta decisiv, 2024 este un an în care 4 miliarde, 3 miliarde de oameni sunt chemați la alegeri. Ce vedem? În Germania cancelarul este socialist, este ateu, domnul Scholz n-are nicio treabă cu biserica. Mergem mai departe, spuneam, în Marea Britanie. Primul ministru este probabil indian, el crede în politeismul părinților săi, nici de cum nu crede în Biblie și în. Manifestarea deplină plină a Dumnezeului Iisus Hristos Mergem mai departe în Olanda chiar și Gerd Wilders care a luat cel mai mare număr de voturi la ultimele alegeri este de fapt ateu El este un conservator în plan să spunem în planul politicilor migrației în plan poate fiscal Dar nu este un om care să creadă în adevărul revelat Mergem dacă vreți mai departe și în Franța aș spune chiar acolo opoziția are dificultăți în a prezenta mesajul creștin. Marine Le Pen, de pildă, este și ea în favoarea avortului, cred că până la o vârstă înaintea a fătului. Mergem mai departe, în Spania. Este o oroare. În Spania, creștinismul este o amintire, cel mult o amintire, pentru că socialiștii au introdus politici antibisericești în toate marile orașe, cu excepția unor localități în jurul Madridului, se întâmplă să fie vizitat foarte des în ultima vreme Spania, cu excepția acestor mici comunități catolice din jurul Madridului, majoritatea celorlalte orașe sunt complet, să spunem, pierdute. Iar la Barcelona s-a întâmplat un lucru șocant. În ultimii 5 ani de zile, din 240-250 de parohii catolice s-au închis. Aveți vreo bănuială, cam câte? 200. Deci, din 250 care erau funcționale înainte de pandemie, s-au închis 200. Au mai rămas 49 unde sunt foarte mulți preoți care vin din Africa ca să slujească pentru că există o criză a vocațiilor. Universitatea din Barcelona are un departament de teologie unde a absolvit un singur spaniol teologia în ultimii doi ani. Deci sunt lucruri șocante care se întâmplă sub ochii noștri și poate unor ați văzut că poate și cu unii colegi intelectuali din zona conservatoare am ajuns să am polemici tocmai pentru că ei vor să nege aceste adevăruri brutale și vor să cumva cosmetizeze imaginea unei Europe care rămână în continuare promițătoare. Eu nu văd deloc promisiunea Europei astăzi din punct de vedere spiritual. Libertatea în contextul neomarxismului practic nu există. Da. În acest context când conservatorii sunt dinamicul public numărul unu da, și Joe Biden vreau să-l menționez da, da, acolo, acolo vreau să, Bravo, să mergem la, la Statele Unite cum de v-ați asumat știu eu responsabilitatea Apologia lui Trump. Așa, să, să mergeți la întâlnirea conservatorilor din Statele Unite și apoi să revenim la Alba Iulia, Cluj, ce v-ați propus cu aceste două evenimente și am înțeles că vreți să continuați. Deci în discursul lui Joe Biden din Washington în fața națiunii am reținut critica la adresa politicilor pro -viață pe care republicanii le îmbrățișează, le susțin și am fost șocat de acest, repet, nominalism nominalism Catolic al lui Joe Biden care deși pretinde că aparține Bisericii Romei Încalcă fără niciun fel de regret chiar catehismul bisericii care spune limpede Că trebuie să protejăm viața și atunci m-am gândit Uite Ce a ajuns America Să ofere lumii Imaginea Caricaturală a unui om numai Incapabil să-și articuleze gândurile La orice oră din zi și din noapte ci un om incapabil Să rămână fidel chiar părinților săi care cred că avea o rădăcină irlandeză și care l-au învățat în copilărie să meargă la biserică, să asculte de învățătura, sigur, creștină și cu toate acestea pentru Biden astăzi, ca și pentru doamna Kamala Harris, nimic din ceea ce este relevant în creștinism nu are, nu are astăzi valoare. Eu mi-am asumat poziții conservatoare de foarte mult timp și evident că la un moment dat am simțit nevoia să mă întâlnesc cu cei care l-au propulsat pe domnul Donald Trump la șefia în primul rând Partidului Republican și apoi în Casa Albă și cel care a făcut o strategie incredibilă în 2015-2016, care a dus la succesul lui Donald Trump strict, aș spune, din punct de vedere al comunicării și al gândirii politice, poate și cu influență în zona social media, a fost, a fost Steve Bannon. Steve Bannon, dacă țineți minte, Aș lucrat cu Cambridge Analytica. V-ați la întâlnirea aceasta cu... Da, am avut o discuție cu domnia sa, cred că în două rânduri sau trei rânduri. Am avut un mic interviu făcut pe platforma de televiziune a domniei sale, a lui Steve Bannon, War Room. Se numește emisiunea pe care el o găzduiește. Apoi am avut o discuție privată cu domnia sa și mi-e limpe de faptul că pentru americani Europa de Est are o valoare astăzi mai mare decât acum 20 de ani. De ce? Fiindcă aici suntem la o graniță cu răsăritul, aici suntem într-o zonă de conflict, în Europa de Est, unde polonezii și românii contează cel mai mult, chiar mai mult decât țările baltice, este important pentru americani să vadă că există și voci conservatoare. Cu ce impresii veniți de la întâlnirea din America? Impresia Ca să mea... ajungem și la noi, mai avem da. 20 de minute. Noi. Impresia mea este că americanii se pregătesc de revenirea lui Trump. Și Donald Trump va câștiga alegerile în 2024, în 8 noiembrie, dacă nu mă înșel, vor fi alegeri. Contează, sau nu... contează cine votează sau cine numără voturile? Contează și cine numără voturile, dar e foarte important să ai, să, să ai ce să numeri, adică e important să ai și voturi. Și aș vrea să transmit un mesaj îndrăzneț și celor care ne ascultă să-și ia în serios valoarea de cetățean. Nu e corect să reducem omul la statutul de consumator. Iar astăzi, ceea ce ni se spune este că trebuie să consumăm la nesfârșit: să consumăm, bineînțeles, produse alimentare, să consumăm uh, tot soiul de mă rog, băuturi, să consumăm tot soiul de știri, mai mult sau mai puțin inspiraționale. Dar statutul de consumator nu trebuie niciodată să depășească sau să înlocuiască statutul de cetățean. Pentru a fi cetățeni, însă, trebuie să ne exercităm această chemare la urne și să alegem noi oameni destoinici înțeleg că nu întotdeauna ești mulțumit de ofertă, înțeleg că sunt oameni care au greșeli în parcursul lor, să spunem profesional sau de familie poate au comis o greșeală, poate două dar esențial este să te uiți la ce, ce, promovează. La ce politici promovează omul respectiv și să te uiți cine sunt inamicii acelui om imperfect pe care ai putea să-l votezi și dacă ai în comun cu acel om imperfect pe care ai putea să-l votezi. 70%, 60%, chiar 50% din opiniile sale despre binele public sau viața comunitară, atunci e bine să stai în spatele lui. Noi, noi românii trebuie să reînvățăm, eu zic, arta solidarității. Noi nu știm să stăm în spatele unor oameni care sunt dispuși să își asume, iertați-mă, aceste lături, știu că e un cuvânt poate prea dur pentru unii, dar aceste lături care se varsă spre tine sau peste tine atunci când pășești în spațiul public. Gândiți-vă că orice om care pășește în spațiul public se va trezi cu un val de ură și acest lucru nu este suficient de bine apreciat din punctul meu de vedere de către frații noștri creștini. Omul ăla își sacrifică de pildă viața privată. Omul ăla se duce poate într-un restaurant și ar vrea să stea cu soția și cu copilul de vorbă, dar este asaltat sau poate criticat sau poate ofensat sau poate jignit sau poate aplaudat. Pe Facebook. Omul acela poate vrea să, exact, să aibă o vacanță liniștită și el, 4-5 zile. Chiar și în vacanță trebuie să dai explicații de ce l-ai susținut pe X sau pe Y. Deci când te sacrifici și renunți la confortul unei vieți private, cred că atunci meriți, din partea comunității creștine, un plus de susținere. Și nu, nu, vorbesc despre mine aici, vorbesc despre foarte mulți oameni, să știți, care au plătit un preț și pe care i am văzut singuratici. I-am văzut adesea plin de acrimonie sau pur și simplu de, aș spune, regrete Tocmai pentru că nu au simțit această solidaritate din partea, o să fiu chiar direct, a unor păstori sau a unor lideri spirituali, preoți sau mai știu eu ce. Și este foarte dureros să te duci ca mielul la junghiere și să vezi că uneori ai tăi sunt primii care te vor în abator. Permiteți-mi să introduc uh, o frază celebră, o afirmație celebră a lui Alexander Hamilton, care a declarat Libertatea are o doză de entuziasm care face omul să se ridice deasupra naturii sale și să acționeze cu eroism și curaj cum comentați. Unde e entuziasmul? E <laughs> nu, Unde dar mai, e dar entuziasm. mai sunt unii, mai sunt unii, ca și dumneavoastră, care uh, tocmai asta vă asumați. Ați făcut o, o grămadă, ca să mă exprim mai prozaic așa, de studii de invidiat, care a fost scopul și cum credeți scopul că viz <laughs> <laughs> Scopul <laughs> este vizita în Scopul este Nu cred că v-ați dori să fișoare ce de bibliotecă cum se spune. <laughs> da, șobolan a devenit. Șobolan, da, da, da. da. <laughs> entuziasmul despre care vorbește Alexander Hamilton are o rădăcină foarte frumoasă, filologic vorbind. Da, da. Enteos. Da. A fi într Dumnezeu înseamnă să fie entuziasmat. Exact. Și dacă noi avem această scânteie divină, atunci vom demonstra și semenilor noștri că se poate mai mult. Opusul, este, opusul acestei stări de entuziasm este condiția de căldicel, de om resemnat, de om care, pe care Hristos îl, îl, îl varsă de, din gura lui, da. Omul pe care îl satisfac doar, aș spune, prognozele pesimiste. Gândiți-vă la David și la frații săi. Frații săi se uitau așa, cum să spun eu, sceptici, resemnați, mioritic chiar, la desfășurarea acestei bătălii și spuneam, nu avem nicio șansă. Poate că, din când în când, se mai rugau, dar fără convingere, pe când David, privindul l pe Goliat, știind că el vine în bătălia aceasta numele Dumnezeului, oștirilor lui Israel, David știe că este posibilă victoria, dar credința pe care a avut-o și însuflețirea lui de plină a avut nevoie și de competență. Noi uităm acest aspect de competență. Și experiența anterioară. Este bună, bineînțeles, latura aceasta de entuziasm, este bună, până la urmă, credința, dar dacă tu nu știi să folosești praștia și mai ales nu știi să concentrezi toată energia ta focalizare într-un, aș spune, fascicul puternica laserul care să lovească în creștetul adversarului, lovindu-i platoșa, lovindu-i pieptul, lovindu-i poate picioarele, David n-ar fi câștigat războiul. Ori astăzi noi suntem risipiți și împrăștiați din cauza telefonului, din cauza gândurilor noastre care merg într-o parte sau alta. Iertați-mă, mai suntem și împrăștiați din punct de vedere confesional, suntem și împrăștiați din punctul de vedere, nu știu, al, al, liderilor care ne conduc. Eu sunt cu X, eu sunt cu Y, eu sunt cu Apollo, eu sunt cu Kefa. Știi, de fapt, uităm că sunt toți, suntem toți al lui Hristos. Și este, un, este nevoie astăzi de un moment de unitate care să ne pună, rușinați cred eu, în fața cuvântului Mântuitorului care a spus Mă rog, Tată, ca ei să fie una, ut unum sint, așa cum eu și tu una suntem. Această rugăciune este permanent, îmi vine să spun chiar zilnic, încălcată de noi, creștinii și încălcând porunca unității, și eu nu spun o unitate lipsită de conținut aici. Eu vorbesc de o, despre unitate în duș și în adevăr. Lipsindu-ne această unitate, vrășmașul câștigă. Deci liderul de care avem nevoie sau liderii de care avem nevoie trebuie să facă ceea ce știu să facă David. Ce a făcut David? A unificat triburile. Cât erau? 12. Moise când pleacă din Egipt, nu? duce după el triburi care ar trebui asemuite astăzi, că poate lumea nu înțelege, acestor diferențieri culturale, zonale, și geografice. Și chiar confesionale. Dar mă gândeam la români acum. Da. Există o diferență și tot timpul vedem nu? că sunt bancuri cu ardelenii care sunt păcăliți de moldoveni sau sunt bancuri cu oltenii care ajung la București și în fine au tot soiul de ambiții. Aceste diferențe, spuneam, regionale, zonale, lingvistice parțial, prin dialect și, sau grai și, bineînțeles, sport popular, aceste diferențe sunt frumoase când sunt celebrate în unitate, dar devin urâte când ele se transformă la în diferențele acestea, exact, în pricină de potignire și de gâlceavă. Un lider autentic face ceea ce a făcut David și noi am avut un asemenea lider din familia de Hohenzollern care s-a numit Ferdinand. Regele Ferdinand a unificat toată România, toate regiunile, din Dobrogea până în Bucovina și din Crișana până în Banat. Din Oltenia și până în Basarabia, acest mare rege, care era neamț la rădăcină. Din nefericire, a... nu era român. Dar, care, sperăm că apare dar care, era, român. care era căsătorit cu o foarte mare iubitoare de patrie, numită România, și Regina Maria, așa a fost cunoscută până la capăt, și care apoi, sigur, a dat, a dat uh, României oportunități unice de afirmare în plan internațional prin vizita. La Washington, când Calvin Coolidge a primit-o cu covorul roșu, vorbesc despre Regina Maria, prin vizita la Versailles, când toți politicienii au înmărmurit, când uh, s-au întâlnit cu această personalitate, repet, extraordinară, născută în Kent 1875 și, într-un fel, înrudită direct cu Regina Victoria. Această capacitate, spuneam, a liderilor, și e bine că am evocat-o pe Regina Maria, fiindcă nu trebuia să o uit niciodată, de a-i de a duce pe români la oaltă, ar trebui redescoperită. Ei gândiți-vă că în 8 luni de zile au ridicat o catedrală. Catedrala reîntregirii din Alba Iulia este catedrala făcută de Ferdinand și de Maria cu scopul celebrării unității tuturor românilor în anul 1922. De asemenea, Arcul de Triumf este un monument în București făcut de acești doi oameni, repet, Ferdinand Neamț, Regina Maria Englezoaică, pentru un popor care era prea dezbinat. Ce vedem astăzi? Vedem o dezbinare în poporul român pe tot soiul de falii, repet, ideologice, poate mai grave aceste fali decât simplele diferențe confesionale. Am fost împărțiți între vaccinați și nevaccinați și nu noi am făcut-o, ci statul, guvernul, conducătorii noștri au chiar cerut ca unii care nu erau vaccinați să nu pătrundă în anumite instituții și așa mai departe. Sigur că respect orice om care alege o terapie medicală, inclusiv vaccinul, dar mă deranjează acest demonizare a părții da, și această exact stigmatizare a celor care aleg o altă terapie bun, apoi am fost uh, am fost deosebiți noi românii și dezbinați în ultima vreme între progresiști și tradiționaliști, cine s-a dus la referendumul pentru familie a fost considerat un taliban, chiar preșintele de astăzi al țării noastre și-a permis să spună că românii care s-au dus la referendumul pentru familie sunt, cred că a spus medievali Fanatici, a spus, și medievali. Mă doare când un om care trebuie să unească desparte poporul român între, vezi, Doamne, fanatici pe de-o parte. Bun, dar și putem să fim acuzați parte. noi acum că între neomarxisti și creștini facem o diferență. Dar nu noi... La un moment dat, scuzați-mă, am avut un reprezentant al religiei Bahai în dialog. Și unitate, unitate, unitate cu toate confesiunile, toate religiile, nu confesiunile. Și am zis totuși care este limita pacifismului. Și am spus în Iacov, capitolul 3, versetul 7, și spune așa, înțelepciunea care vine de sus este și completează, domnul știa, Deci este întâi pașnică și apoi curată. Zic, stimate domn, dacă ar scrie așa, aș face pace și cu diavolul, Pacifismul este întâi curată, fidelă unor principii de la care nu poți abdica, nu la banalități, și apoi pașnică. Deci există totuși o anumită cum să sunt polarizare în jurul principiilor fundamentale. Fără discuție, eu nu, da. nu plătesc aici pentru o unitate fără conținut. Am spus că trebuie să fie un conținut. Da. Am spus că trebuie să fie o unitate în două și în adevăr. Dar am spus că încercarea ideologiilor de a dezbina și vreau să continui să vedeți de ce creștinismul Dar Doar unifică. că mai avem 10 minute și aș vrea să ne vorbiți și despre acțiunile alba Iulia Cluș. Așa, da, bine, facem știți? ce vreți dumneavoastră. Nu, până no, aici. No, no, eu. No, eu no, doar să doar că întrebări. din cauza că nu mai avem timp de un alt episod, dacă sunteți de acord, vom da totuși o secvență majoră din cuvântarea dumneavoastră de, de la Cluj, dar nu mai puteți rămâne ca să continuăm discuția. Do doar gândul vă cum asta ați început. Vă cu acest anunț, creștinismul îi unește și ideologiile îi desparte pe oameni sau îi despart pe, pe compatrioții noștri. De ce spun asta? Haideți să vedeți. Până unde s-a ajuns cu această despărțire a părinților în raport cu copiii? în școlile din România au început să apară voci care susțin că poți să-ți schimbi sexul la orice vârstă. De ce se face acest lucru? Pe principiul desbină și apoi cu cereștei, pe acest principiu ideologia neomarxistă a pătruns în intimitatea căminului unde mama și tata pe de-o parte, sora și fratele pe de altă parte stau de vorbă nu despre viitorul profesional al familiei, despre nu știu, facultatea de arhitectură sau facultatea de, sau conservatorul sau facultatea de medicină. Nu, ei stau de vorbă despre sex. De aceea se mai zice ori sexo-marxism. Orientarea, da? vedeți, doamne, a instinctelor și așa mai departe. Este o chestiune artificială creată special în niște laboratoare copilăriei. cu da. scopul nu numai de a distruge copilăria, ceea ce este evident și vă mulțumesc că sublineați acest aspect, dar și cu scopul de a distruge unitatea familiei și solidaritatea intergenerațională. Acolo unde dragostea între bunici și nepoți este naturală, prin ideologie care te face pe tine femeie, uneori să-ți vopsești părul verde și apoi să încet, încet să-ți pui tot soiul de droduri în nas și apoi să iei o vestimentație masculină și apoi chiar să îți iertați-mă, pot să spun asta, da? să-ți stai sânii. Se întâmplă asta, adică trebuie să discutăm efectiv real să-ți stai sânii într-o clinică în care chirurgia aceasta plastică ajunge să, să slujească un proiect, din punctul meu de vedere, demonic într-o asemenea situație, bunicii șocați de ceea ce face o nepoțică vor fi obligați să se rupă și atunci proiectul este limpede se caută dezbinarea bisericilor se caută dezbinarea bisericilor cu vaccin sau fără vaccin, se caută dezbinarea familiilor cu schimbarea de sex sau de gen, se caută dezbinarea națiunilor ca cineva într-un vârf de piramidă unde tehnologiile controlului domină să se distreze văzându-ne pe noi, certându-ne ca proștii, putem spune, pe chestiuni de nimic, pentru că realmente nu ăsta ar trebui să fie subiectul care ne animă într-o societate nu chestiunile sexuale ci ar trebui să ne anime proiectul mare, înălțător al unei românii bogate al unei românii frumoase, al unei românii civilizate, asta trebuie să ne anime Libere animă. în creștinism. Spuneți-ne puțin în câteva minute despre ceea ce ați început să faceți de fapt, continuați în România, dar acum prin întâlniri, mă rog, zonale. Do Domnule Bergheanu, m-ați văzut poate de multe ori într-un recital, nu știu, solitar. Vorbeam despre un lucru, vorbeam despre altul. Veneau oamenii să le erau, cred că mai tot timpul pline. Am avut și oameni pe care i-am invitat alături de mine să discutăm tot soiul de texte fundamentale, de la uh, cartea uh, Geneze din Sfânta Scriptură până la. De ce nu epistolele apostolului Pavel, am făcut asemenea conferințe, dar mi-am dat seama că e nevoie de mai mult. E nevoie să aducem pe această scenă publică oameni realizați din toate domeniile și care, evident, nu se rușinează de Isus Hristos. Și așa am gândit proiectul Galei Conservatorilor și oamenii care ne ascultă pot să afle mai multe pe mihailneamțu.eu Permiteți-mi să spun asta, fiindcă Sigur. acolo sunt foarte multe informații și promovăm, totuși, foarte des pe această, pe această platformă web foarte multe voci din zona creștină. Mi-am permis să aduc elite din zona antreprenorială și aici Conel Petrișor este un nume care îmi vine în minte, doamna Rodica Baciu este un alt nume care îmi vine în minte și sunt mulți alții pe care o să cunoașteți. De asemenea, din zona profesională, l-am adus pe Florentin Țuca, care este unul dintre cei mai reputați avocați, până și pe cei de la Gabriel's Resources. Gabriel Resources i-a păcălit și au reușit să, au reușit să pierdă, să pierdă procesul cu România, am spus o în glumă, sper că mă aude, și bineînțeles am adus oameni din zona profesionalistă sau profesionistă a jurnalismului, mă gândesc la Robert Urcescu, mă gândesc la Oreste Teodorescu, oameni controversați și eu sunt un om controversat, dar care în momente de încercare au fost de partea binelui, cred. Am adus de asemenea artiști de top, Maria Coman îmi vine în minte, o voce a muzicii bizantine, dar Paula Selin cu atât mai mult iubită în mediul evanghelic, pentru pricesne și pentru uh, alte producții muzicale extraordinare. Și în mediul ortodox, catolic. Și eu cred că această adunare a tuturor creștinilor de orientare conservatoare, fiindcă avem și creștini liberali mai nou, am observat și asta, teologi chiar liberali care mă ceartă pentru că îl susțin pe Trump, această forță pe care creștinii o pot demonstra în asemenea adunări. 300 de oameni la Cluj. 800 spre 1000 de oameni la Alba Iulia, alte mii de persoane care ne-au urmărit, zeci de mii în online. Toată această adunare de energii, toată această strângere de forțe, poate să reprezinte la un moment dat, alternativa la globalism și la neomarxism. Cum? Prin implicare. Unii dintre acești oameni pe care i-am menționat, chiar se vor duce să candideze pentru o funcție la Senat, la Camera Deputaților. Aproape că nu contează partidul, fiindcă, realmente, pe mine mă interesează omul. Partidul este secundar și nu despre partide ne-am ne adunat acum să vorbim. Alții nu vor face parte dintr-un proiect politic sau civic, dar vor susține din spate cu programe, cu atenție, manifeste, cu poate chiar bani, pot să zic și asta? Da, chiar și cu bani, cu resurse financiare, oamenii implicați. Și din această unitate pe care am putut-o demonstra nu în jurul unor ideologii sau în jurul unor propuneri vagi. Și în jurul unor propuneri foarte concrete, din această unitate a creștinilor care vor să apere familia tradițională sau naturală, care vor să apere inocența copiilor ei, care vor să scoată pornografia din școli, creștini care doresc să protejeze mediul, creștini care doresc să susțină antreprenorii care produc valoare adăugată, creștini care vor să scoată propaganda, iertați-mă, sexo-marxistă din manualele, inclusiv de educație sexuală. Această lucrare extraordinară a creștinilor care se implică în bunăstarea comunitară trebuie, din punctul meu de vedere, să facă diferența și 2024 este un asemenea an. Gândiți-vă că e important să știm pe cine trimitem la Bruxelles. La zilele trecute pe domnul Cristian Terre, și un om pe care îl respect foarte mult pentru curaj. Vedeți, curajul a ajuns să fie o valoare uitată de creștin. Îmi pare rău că cu dânsul am reușit trei episoade și asta. Dar și cu mine o să reușiți. Stați liniștit pentru că vă prețuiesc foarte mult. De ce, de ce v-am și Nu mă deranjează cu... că mă presați. Mă bucur că numai sub presiune iese uleiul cel bun. Dar totuși admit că nu pot aglomera foarte multe da, idei pe metru pătrat și mai vrem să și comunicăm, vedeți, că și aici este rolul intelectualului creștin, trebuie să mai și explicăm conceptele. Uneori noi folosim cuvinte și nu știm ce acoperirea. De aici ele. am pornit de la definirea noțiunii de libertate, da? Iar globalismul l-am explicat la Cluj și sper că ca cei care ne urmăresc să urmărească conținutul acestor intervenții, ca fiind acest pariu pe care îl fac unii, nu pe decizia cetățeanului liber și independent de a trimite proprii săi reprezentanți în Parlament sau într-o primărie sau pur și simplu la Consiliul Județean. Nu. Aceste idei, pentru unii, sunt depășite. Democrația chiar este, cum să spun eu, anacronică pentru unii. De ce? Pentru că trebuie să venim cu o dominație globală a experților și tehnocraților, care ei știu mai bine ce trebuie să facem. Chiar când, dacă spun prostii. Când apare pandemia, ei știu mai bine, când avem o criză, de, de pildă, chiar geopolitică, ei știu mai bine, iar votul cetățenilor părerea oamenilor de rând nu mai contează. Acesta este globalismul. Este un dispreț sistematic la adresa ideii de subsidiaritate pe care s-a construit Europa creștină și este iarăși o formă de abolire a participării mele directe în actul de conducere. Fiindcă eu conduc într-un fel prin reprezentanții mei destinele națiunii. Eu din 4 în 4 ani sunt chemat să-l trimit pe Popescu sau pe Ionescu în funcție de primar, de consilier. Dar astăzi vedem că de cele mai multe ori miniștrii nu mai au ei decizii deciziile sunt luate la Bruxelles astăzi vedem din ce în ce mai mult că președintele și, României și, și poate uneori nici nu la Bruxelles că în spatele Bruxelului. președintele României nu mai are o consultare directă cu poporul român pe chestiuni fundamentale vă dau un exemplu, mie mi se pare obligatoriu că eu să fiu întrebat dacă sunt sau nu de acord cu extinderea Uniunii Europene ar trebui să fiu întrebat ar trebui să spun și eu dacă sunt de acord ca Turcia să fie membră UE sau nu. Nu mă întreabă nimeni. Referendumul, care este o instituție fundamentală a democrației, a fost călcat în picioare de acești De câte ori, inclusiv cu numărul de parlamentari. În, tre în trei minute, un cuvânt final, pentru că vă și grăbiți. Nu am decât mai mult. <laughs> <laughs> Știți cum a spus Pascal, nu am avut suficient de mult timp ca să pregătesc o predică scurtă. <laughs> da, da. Gala conservatorilor sau gala curajoșilor, atemerarilor în acest context și un cuvânt pentru cei care ne urmăresc pe linia de a-și asuma partea de responsabilitate în această uh, solidaritate națională, românească, dacă vreți chiar pe plan internațional și până la urmă chiar europeană și mondială pentru că uh, e o problemă de viață și moarte, creștinism, neomarxism, libertate sau sclavie. Creștinii ar trebui să devină și realiști. Eu cred că desăvârșit este doar Dumnezeu. Să aștept să apară un Mesia este o eroare. Așa România e. nu poate fi condusă de un președinte perfect, nici America, dar poate fi condusă de un om cu frică de Domnul. De asemenea, pe lângă acest lucru, aș mai spune ceva. Dacă nu te implici, n-ai dreptul să comentezi. Deci, dacă nu ai făcut efortul să mergi la vot, nu spun că ai putea face mai mult decât atât, adică să stai în spatele unui om și să-l susții prin rugăciune, să-l susții prin sfat să-l susții printr-un soi de chiar terapie, vine să spun informal, a dialogului, să-l susții poate chiar financiar, să-l susții din punct de vedere emoțional. Dacă nu stai în spatele unui om care te reprezintă, atunci de ce comentezi? De ce ești nemulțumit de felul în care arată țara, de felul în care arată cartierul, de felul în care arată strada ta? Nu ai voie deci, pentru să critici acolo unde nu ai pus umărul. Pentru la o că nemergând la vot, practic te-ai implicat politic. Nemergând la vot, i-ai lăsat pe alții să-și facă de cap. Deci creștinii trebuie să facă și în România ceea ce au făcut creștinii în America după intervenția, a spune, providențială a lui Franklin Graham, fiul marelui predicator Billy Graham. El, Franklin Graham, a pornit o caravană, n-am resursele lui să pornesc cu caravană cu un autobuz prin toate județele țării, care a avut acest mesaj, ieșiți la vot. Pentru că Bill... Uh, Graham, Billy Graham a fost implicat și el în viața socială pentru că Franklin Graham a fost și el implicat în viața politică, Donald Trump a ajuns la putere, apoi a putut să numească trei judecători pro-life și de acolo au rezultat în mod foarte specific și concret salvări de vieți omenești. 100.000 de, mii de copii s-au născut mai mult 100.000 de, mii de copii s-au născut mai mult în state republicane Datorită deciziei luate de acești judecători în favoarea vieții Deci implicarea politică nu este doar un soi de gesticulație măruntă, exterioară și eventual marginală Nu Implicarea politică este despre viața comunității și uneori chiar despre viața oamenilor Poți salva vieți omenești prin faptul că ai dus în parlament oamenii lui Dumnezeu Poți vedea din potrivă moartea sufletească a națiunii și moartea biologică a unor oameni datorită acestei până la urmă nepăsări și acestui dispreț față de Evanghelie. A fost o plăcere să schimbăm câteva gânduri. Suntem, Plăcerea a fost de partea mea. Suntem onorați să fi venit la Credo TV. Mulțumim telespectatorilor că ne-au urmărit. Vă mulțumim dumneavoastră. Adevărul și libertatea sunt unite pentru că doar cunoscând adevărul poți să ai libertate pe toate planurile să-l cunoaștem pe Domnul Iisus să ne asemănăm cu el, să facem cunoscut și altora mulțumim doctorului Mihail Neamțu vă mai așteptăm data viitoare la cel puțin două episoade ca să putem discuta mai pe mult succes credem în misiunea vocațională misiunea creștină vocațională, fiecare în zona lui de competență și Dumnezeu va binecuvânta în această privință de aceea încă o dată mult succes Doamne ajută-ne credințe mele, spunea cineva, vă mulțumesc Mulțumesc și eu